Iubiți frați din Perth, iubiți frați lucrători, frați bătrâni, dragi tineri, copii, mă bucur din toată inima că în această dupămasă, în această seară, suntem din nou împreună și vreau să vă aduc salutul sfânt și binecuvântat al Bisericii Pentecostale Măslinu, din localitatea Arad, unde slujesc și unde, prin Harul Domnului, mi-a fost dată chemarea ca să pot împreună cu colegii mei frați diaconi, să conducem și să coordonăm cuvântul Domnului întru tot adevărul pentru toți cei care doresc să primească mântuirea și să încoloneze în poporul Domnului. Vreau să primiți salutul fraților sfinți din Arad, fratele diacon Victor, fratele diacon Marius. Am vorbit cu dânsii la telefon pentru că plecarea mea a fost foarte fulgeră, fără să știe atât unul cât și celălalt n-au știut despre sosirea mea, plecarea mea, dar toate lucrurile sunt coordonate și programate de Duhul Sfânt. Vă rog mare atenție, am să pun în seara aceasta pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care înștiințează și face de cunoscut robilor săi prin îngeri, visuri, vedenii, descoperiri, și prin împlinirea cuvântului dat de Dumnezeu. Să fim foarte atenți când spunem că vorbește Duhul Sfânt, Duhul Sfânt să vorbească, nu noi. Să fim foarte atenți când spunem că vorbește Domnul, să vorbească Domnul, nu omul. Pentru că deja în ce dată suntem? În cât e azi? 23 și nu a venit sfârșitul lumii. Dar supermarketurile și alimentările s-au golit și au făcut buget frumos patronii. Pentru că niciodată în Scriptură nu găsim scris că Dumnezeu face ceva fără să nu înștiințeze mai întâi pe sfinții săi proroci. De aceea mă bucur din toată inima încă o dată și salut încă o dată întreaga comunitate și Biserica Pentecostală din Perth, împreună cu lucrătorii, cu slujitorii de aici și voi, toți ceilalți care împreună cu noi din România, din Arad și din alte localități, ne bucurăm de harul care încă Domnul îl mai păstrează. Vreau să vă spun că se întorc oameni la mântuire. În urma visurilor, vedenilor, descoperirilor, lucrărilor, în urma cercetării cuvântului lui Dumnezeu, în viața lor și prin mesajul Domnului, sămânța lui Dumnezeu, cuvântul este cel care transformă omul și îl pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Oamenii vin singuri la mântuire, fără să faci prea mult zel și prea multă propagandă. Cine-i cuprins în planul lui Dumnezeu, ăla vine pe picioarele lui pentru că e atras de Duhul Sfânt. E atras de Domnul pentru că numele lui, da? Este scris în cartea vieții. Doar noi, ca niște servi, slujitori și lucrători puși de El, trebuie să ne știm menirea, ungerea, trimiterea, chemarea. De aceea, vreau să vă spun, numai în anul acesta am avut 4 botezuri în apă și s-au adăugat un număr de 36 de suflete la mântuire, la numărul ucenicilor și 32 de suflete au fost botezate cu Duhul Sfânt. Vreau să vă întăresc credința și să știți, iubiți frați, din Perth. Și aici mobilizare generală pentru toți cei care vreau să primească și doresc să primească Duhul Sfânt potrivit Scripturilor, îi făgăduința dată de Domnul Iisus Hristos că El este același ieri, azi și în veci și că El dă Duhul Sfânt celor ce-L cer. De aceea, mă bucur din toată inima și îi spuneam fratelui păstor Mitică Pop acolo pe Dumitru Pop acolo pe scaun că aveți un potențial frumos și mă bucur din suflet că tineretul progresează și mă bucur din toată inima că văd puterea lui Dumnezeu aici în biserica dumneavoastră că își lucrează. Acum voi vă știți pe fiecare mai bine în parte. Eu vorbesc ce văd. Lucrurile care le cunoașteți dumneavoastră mai bine, le cunosc frații slujitori și lucrători, dar este foarte important ca în întreținerea mea, ca
ca și credincios și creștin să nu lipsească din viața mea cuvântul Domnului și ungerea Duhului Sfânt care mă întreține și mă menține echilibrul credinței mele să pot să rămân statornic, neclintit, să nu mă abat de la cuvântul Domnului nici în stânga, nici în dreapta. De aceea mă rog din toată inima încă o dată să primesc salutările sfinte și calde ale bisericii, ale fraților, ale colegilor mei, numai ce am plecat din România și am avut o întrunire cu fostul prim-ministru Mihai Răzvan Ungureanu din România și am avut o întâlnire unde am stat la masă cu oameni și cadre din conducerea orașului Arad, cu primarul orașului și cu câțiva senatori și parlamentari ai Parlamentului României, în care, prin scurtele mele cuvinte, am putut să le spun acestor suflete, acestor bărbați oameni care coordonează și gestionează pe linie administrativă poporul român și țara noastră, să aibă în vedere un singur lucru: cel care dă biruința, propășirea și creșterea unei națiuni este Dumnezeu. Și că în funcție de seriozitatea, sinceritatea și trăirea lor lângă Dumnezeu și cu Dumnezeu, poporul va fi binecuvântat, țara va fi vindecată. Nu se poate face nimic fără Dumnezeu. El este acela care ține toate lucrurile, spunea fratele Dumitru aici, cu puterea cuvântului lui. Și vreau să vă spun că au rămas foarte mișcați și chiar în cadrul comunității unde slujesc, ni s-au garantat și ni s-au spus prin proiecte guvernamentale să putem să fim și sociabili, că biserica trebuie să fie și sociabilă, și spirituală, și în toate punctele de vedere ea trebuie să participe direct, din toate punctele de vedere. Nu numai cor, cântare, grup, bucuria asta este interioara noastră, dar noi trebuie să fim foarte, foarte deschiși și să știm că suntem chemați să fim și sociabili. Adică eu ca păstor din Biserica Pentecostală Măslinu trebuie să știu ultima văduvă care este în biserică și prima, da? Trebuie să știu toți orfanii înregistrați, trebuie să știu toate oile, toate oilițe, toți mielușeii din poporul meu, din biserica, trebuie să știu că de-aia ești comandant de regiment, ca să te cunoască regimentul și tu să cunoști ultima suflare din biserică. Nu numai atât, dar trebuie să plâng cu cel ce plânge, trebuie să simt durerea, trebuie să cresc, da, împreună cu ei și să fiu pentru biserica aceea un etalon de control, de măsură, din toate punctele de vedere. Acest lucru vreau ca să îl știți, că am avut în relația și în discuția cu acest factor din țară cu care am discutat și au rămas foarte uimiți și ne-au și oferit tot suportul ca să putem să ne ducem în pace și liniște mântuirea noastră. Vreau acum tot pertul să aud că sunteți în live, în direct. Slăvit să fie Domnul! Mărit să fie Duhul Sfânt! De aceea noi ne bucurăm pentru că suntem astăzi aici, în biserica dumneavoastră și vreau ca împreună cu voi să petrec sărbătorile. După 30 de ani de căsătorie împreună cu soția mea Simona, mă aflu aici și vreau să vă spun că în cei 6 copii, 3 fete și 3 băieți, sărbătorile cât am putut le-am petrecut în familie. La 12 noaptea, toți copiii mei împreună cu Simona eram legați de mână, formam cercul un familie, ne rugam împreună, apoi fiecare era pe genunchi. Și ca părinte puneam mâna pe cap, începând cu Emanuela, Teodora, Mirela, Emil, Octavian, Rafael. Ca părinte, te rog să pui mâna pe copilul tău și să-l binecuvântezi. Tu ai autoritatea în cămin. Ești preot, ești capul familiei. Și când tu binecuvântezi ca tată și ca mamă, ca părinte, copilul, să știi că toată viața e binecuvântată. Te rog să crezi lucrul ăsta ce ți-l spun.
Nu, Doamne, binecuvântează-l, dar numai Tu știi în ce direcție sau în ce sens te gândești pentru el. De aceea noi spunem din toată inima încă o dată, binecuvântarea Domnului să fie peste toți copiii și tineretul din Perth. Parcă acum e tare, mai tare când a spus acum. Dar o spun încă o dată, Dumnezeu să binecuvânteze toți copiii și tineretul din Perth. Bucuria binecuvântării o dă Dumnezeu și această amprentă rămâne. De ce? Ce-o binecuvântat Dumnezeu rămâne binecuvântat. Și pentru aceasta, mă rog din toată inima, în seara aceasta și mâine, poi mâine să putem să petrecem împreună. Este cea mai frumoasă biserică, da, de 15 ani slujesc ca lucrător în comunitatea unde sunt, dar dați-vă seama ce e acolo la Măslinu. Aia nici pe Domnul Iisus nu-L așteaptă așa tare cum așteaptă pe mine să mă întorc repede, că așa e. Dragostea te leagă și ne leagă. Și despărțirea asta pentru un moment, da, de unul sau de altul, ne pune într-o situație ca să nu ne mai gândim la nimic altceva, numai la lucruri pe care îl iubim foarte mult. Dar pentru că a fost dat harul să fiu cu voi, cu frații din Perth, vreau zilele astea să le petrecem cu toți împreună. Și pentru aceasta, spun încă o dată, Domnul să fie lăudat. Iubiți frați și surori, vestirea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos a fost onorată în lumea noastră de un înger. Scriptura spune căci în luna 6, Luca, la capitolul 1 cu versetul 26, în luna 6, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Precizăm lucrul acesta pentru că vestirea nașterii Mântuitorului nostru și a Domnului nostru Iisus Hristos a fost vestită de acest înger. Dar să nu uităm că primul care a vestit această naștere și venire a lui Iisus Hristos se găsește în cartea Genesei, capitolul 3, cu versetul 15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Prima vestire, primul anunț public, da? A fost anunțat de Dumnezeu pentru ca să cunoască cel care a destabilizat și care a încercat să perturbe programul și planul lui Dumnezeu cu privire la ființa umană, să știe și să cunoască că pe această planetă, pe acest pământ creat, da, întocmit de Dumnezeu, prin puterea cuvântului Lui, El nu m-a zis. De aceea mă bucur de acest cuvânt care l-am auzit în seara aceasta, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Dumnezeu zice și ce zice se face. Da? El a făcut, da? Lumina, a despărțit apele de ceruri, a pus hotare, luminătorii, El a zis și s-a făcut, a poruncit. Și ce poruncește ea ființă? Dumnezeu a zis, sămânța femeii îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Deci era direct cuvântul trimis pentru acest vrăjmaș împotrivitor, diavolul Satan, care a încercat să zădărnicească planul lui Dumnezeu care l-a avut cu privire la om. Înainte ca îngerul Gavril să vină, Dumnezeu a anunțat. Dumnezeu în decursul istoriei omenirii mai anunță și spune în cartea Evrei, în capitolul 1, cu versetul 1,
Evrei, capitolul 1, cu versetul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Dumnezeu a vorbit, da? Și a anunțat și a vestit că va veni cel care avea să izbăvească și să salveze neamul omenesc potrivit cuvântului dat. Cum s-a întâmplat? Ne spune Scriptura că Dumnezeu, în cartea lui Iov, Dumnezeu vorbește. Iov 33 cu versetul 14. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui. Dumnezeu vorbește omului când într-un fel, când într-altul. Vorbirea și vestirea Lui la împlinirea vremii s-a făcut printr-o lucrare în care evanghelistul Luca pune foarte, foarte mult accent pe umanitatea, pe întruparea Domnului Iisus Hristos. Nu putem înțelege și în seara aceasta nu pot, pentru că suntem limitați. Și ființă umană, oameni, noi care suntem limitați în timp și spațiu, nu putem să înțelegem adânc și să putem pricepe această măreție și această taină a întrupării lui Hristos în omenirea noastră prin lucrarea puterii Lui, decât să o cred pe cuvântul Lui care spune că El ține toate lucrurile prin puterea cuvântului Lui și că această tânără fecioară cu numele de Maria a avut harul și a avut marea binecuvântare din partea lui Dumnezeu ca să poată să audă ceea ce îngerul i-a vestit. În marea lucrare, în marea sa prezență a lui Dumnezeu, i-a fost spus despre acest plan în care spune evanghelistul Luca despre acest înger cu numele de Gavril. În toată Scriptura avem doi îngeri care au un rang de arhanghel. În lumea angelică există îngeri, da? Toți au această calitate de îngeri, dar disponibilitatea pe care o are Dumnezeu în planul Lui, în lucrarea Lui, există arhangheli, serafimi, heruvimi și îngeri, rangul de înger. Arhanghelul Mihail, care este căpetenia oștirii lui Dumnezeu, și despre acest înger, dar arhanghel Gavril, care are misiunea de a aduce vestea cu privire la Domnul Iisus Hristos. Dacă citim în Cartea Evrei, în capitolul 1, vom observa și vom privi cum și ce rol important în istoria acestui pământ îl au îngerii.
Evrei 1 cu 14. Îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Îngerul Gabriel s-a prezentat și vă rog să mă ascultați, că a avut o misiune. Când un păstor îți spune un lucru să faci, fă-l. Vreau să spun, nu mă bag la prejudecată, că sunt lucruri care, dar când tata spune o vorbă la un copil, să-l facă, să-l facă. Această ierarhie în disciplină, în ordine, în cer, precum în cer, așa și pe pământ, trebuie implementat la nivel micro și la nivel macro. Această disciplină în cer a fost arătată și dovedită prin prezența îngerului Gabriel, care s-a prezentat, vă rog să fiți foarte atenți, unde? Într-o cetate din Galileea, numită Nazaret. Adresa, numărul, strada precisă. Nici una, nici alta nu vor da greș, căci gura Domnului a vorbit. Infuzia în sistemul uman, în lume, este onorată de prezența îngerilor. Dacă vedem în cartea Genesei, în mod deosebit, de cartea Facerea, prezența îngerilor lui Dumnezeu foarte, foarte mult era prezentă. Ne aducem bine aminte la stejarii din Mamre, unde Avram a fost onorat de cei trei îngeri. Ne aducem bine aminte de îngerul Domnului care era în fața poporului, da? Când Moise avea ca să se prezinte și să spună, voi să stați liniștiți, n-a fost ușor într-o noapte să scoți tu afară bărbați, femei, copii, da? Tot ce este suflet de izraelit să iasă afară. Acolo a fost o căpetenie care a coordonat și care a dirijat mersul în pustie până a ajuns la mare. Ce vom face? Impedimentul, cum vom trece marea? La cuvântul Domnului toate se împlinesc. Îngerul Domnului, Psalmul 34, tăbărește în jurul celor ce se tem de El. Vreau să știe în biserica din Pet, cum cred că o știți, cred că o știți. Când poporul a purtat bătălie și nu a fost ușor și a fost încercuit, omul lui Dumnezeu s-a rugat și a spus, Doamne, te rog, deschide ochii să vadă căci cu noi îs mai mulți decât cu ei. Iacov, în călătoria lui, stă rezemat cu capul pe o piatră și o scară care face contact, da, de pe pământ cu cerul. Îngerii urcau și coborau. Îngerii au o misiune nobilă și o chemare specială de a vesti și a aduce mesajul lui Dumnezeu. Ori într-o direcție, ori într-alta. Aici e vorba de mântuirea, da? Care trebuia să aducă cu privire la mântuirea neamului omenesc prin Domnul Iisus Hristos. Dar sunt și îngeri care aduc și solii și mesaje pe care Dumnezeu îl trimite. Vezi ce s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora. Care a fost rolul? I-a smuls, da? Pe Lot și casa lui. Păstătine, nu o să vină fiara nici 666, să fie foarte, foarte clar. Vorbesc în fața Bibliei și în fața adevărului lui Dumnezeu. Toți cei ce se tem de Domnul vor fi ocrotiți și păziți în ziua încercării. Vreau toată biserica de împert să mă ajute. Amin. Deci dacă eu ca mamă, ca tată și mama, ca mamă știe să ocrotească, știe să facă totul pentru a veni în ajutorul copilului ascultător, cu cât mai mult Dumnezeu vine să ne izbăvească, să ne ocrotească. Vreau să vă spun și să vă înștiințez,
îngerii vor fi trimiși, da? Îngerii au venit, vom vedea mâine seară, poimâine programul, în continuare, dar acum e doar vestea, vestirea. Îngerul cerul are, dar îngerii au fost primii care au onorat prezența lui Hristos. De ce? Apocalipsi 5. Vrednic ești tu, care ai răscumpărat cu sângele tău oameni din orice seminție, norod, popor, de orice limbă, să primești toată slava, puterea, cinstea și gloria. Și spune Ioan, am auzit glasul multor îngeri, mii și mii de mii. O parte din îngerii care laudă și îl preamăresc pe Dumnezeu prin cântări s-au prezentat. Acolo au fost cei, că acolo la cor nu bași pe oricine care nu cunoaște sol major sau fa major. Acum la noi mere oricum, cântăm să fie bine. Dar într-un cor, acolo trebuie să cunoști linie melodică și gama. Păi îngerii ei au fost aleși special ca să onoreze prezența Domnului Hristos Iisus în lumea noastră, care a venit să salveze, să caute și să mântuiască. Întruparea Lui, venirea Lui în lumea noastră a fost onorată de prezența îngerilor. Vreau să repet, îngerul Gavril, ca și alții, au omenire ca să vină în ajutorul ființei umane, a omului, și să-i vestească mântuirea. Cum s-a făcut? Spune Scriptura că în cetatea Galileea, în Nazaret, s-a găsit acolo o fecioară, o tânără fecioară, logodită cu un bărbat numit Iosif. Din casa lui David, numele fecioarei era Maria. Îngerul s-a prezentat la ea foarte simplu și i-a spus, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Apoi când un înger vine, și fiți foarte atenți că nu la oricine a venit, pe acel care avea să-l poarte în pântecele ei și să vină și să fie de la Duhul Sfânt, a avut onoarea de a aduce salutul ceresc. Plecăciune ție. Asta ce înseamnă? De ce? Pentru că îngerul avea să recunoască mai târziu și să-i facă de cunoscut planul că din ea se va naște, de la Duhul Sfânt, ceea ce avea să fie pentru omenirea întreagă. I s-a dat un mare har. Vă rog să rețineți. Era tânără, fecioară, logodită. Da? Cu un bărbat, da? Cu un credincios, cu numele Iosif. Când s-aduce salutul acesta pentru ea și o salută, binecuvântată ești tu între femei. Păi noi de multe ori ne salutăm, Domnul să te binecuvânteze, dar numai tu știi ce ai în inimă când îl saluți. Fals! Uz de fals! Păi când spui Domnul să te binecuvânteze, binecuvântat ești, binecuvântată ești. De ce? Pentru că ea a fost poarta, da? Da? Prin femeie să vină și izbăvirea și mântuirea. Dacă prin femeie, da, a intrat mijlocul de amăgire, da, în lume și de acolo încoace a venit păcatul care și-a pus amprenta peste istoria omenirii, tot așa prin femeie a venit și izbăvirea și mântuirea. De aceea Pavel îi spune lui Timotei, femeile tinere, mamele credincioase, care împlinesc planul lui Dumnezeu cu privire la programul de completare al numărului mântuiților, cu privire la nașterea de fii, ele vor fi mântuite datorită nașterii de copii, dacă în stăruință și în frică și în temere de Dumnezeu cresc copiii. Mântuirea
a venit prin această tânără fecioară cu numele de Maria, care a fost onorată de prezența îngerului și o salută. Plecăciune ție, mare har ai și binecuvântată ești tu între femei. Vă rog să rețineți. Mare har, mare har. Despre ce har este vorba? Vă rog să deschideți Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 14. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Versetul 16. Noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Vă rog să fiți foarte atenți. Cine crede și se botează este mântuit. Mântuirea o are asigurată. Mântuirea o are garantată. Prin credința în numele singurului Său Fiu, care este Domnul Iisus Hristos, El este mântuit. Dacă este cineva în seara aceasta care încă nu este botezat în apă și dacă nu înțeles prea bine până în seara aceasta, trebuie să înțeleagă foarte repede. Repede! Credința ta te-a mântuit. Înscriere, repede. Vino la picioarele Domnului Hristos. Predă-ți inima și viața. În funcție directă de credința ta primești mântuirea. În momentul în care primești pe Iisus Hristos, har după har. Harul lui Hristos ne învață să o rupem cu păgânătatea și să trăim în viacul acesta cu cumpătare, cu dreptate și evlavie. Har înseamnă un lucru nemeritat. Noi toți din pert și toți credincioșii care îl primesc pe Iisus Hristos în viața lor, suntem mântuiți prin har, nu prin lege, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Harul lui Dumnezeu pentru omenirea întreagă a fost arătat. Și acest har este binecuvântatul și slăvitul nostru Domn care a venit să ne dea har din harul lui. Adică, numele pe care îl vei pune va fi Iisus, care tradus înseamnă Domnul mântuiește, Domnul vindecă, Domnul salvează, că noi eram morți și El ne-a salvat, ne-a scos. Ce putere are numele lui Iisus? Nu eram niciunul seara aceasta de aici. Și nu eram niciunul dacă nu venea harul. Tată, în sulul cărții tale este scris despre mine, vin să fac voia ta. Harul lui s-a arătat. Cum? Cum să faci acest lucru? Și spune epistola apostolului Pavel, Filipeni, capitolul 2, cuvântul dat. Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos, Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. Păi el era desfătarea lui Dumnezeu la sânul Tatălui. Să te dezbraci, să te separi de o lume pură, sfântă, curată, unde nu există nimic în ceea ce privește desăvârșirea, Dumnezeu glorios și sfânt, și să te separi. Dar cum a putut să intre în lumea noastră? El, care era Dumnezeu, s-a făcut om. Într-o lume poluată, lovită, accidentată, tulburată, Iisus s-a întrupat și s-a coborât de la dreapta Tatălui din cer să vină la mine, să se aplece, să vorbească tet-a-tet. Eu
sunt Domnul tău. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și vestesc acum pe întreg pământul, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. S-a dezbrăcat, dar ca să te dezbraci trebuie să fii îmbrăcat cu ceva. Ce au avut? Ioan 17, citește-mi, te rog, ferii cu 3. Scuză-mă, ferii, poate ferii mai mic. Ioan 17, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și continuă cuvântul și spune Iisus în rugăciunea lui. Versetul 4. Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Versetul 5. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. M-auzi, frate din Perth, soră, prieten? S-a dezbrăcat de slava lui și la cuvântul Tatălui din cer a venit să caute și să mă mântuiască. Te rog să fii atent. Există pentru noi un mare privilegiu și un mare har. De aceea, corul bisericii și, cum îl cheamă? Etan, sau cum o zic că spune? Etan. Cum? Etan, în seara aceasta, prin poezia lui, Etan a atins cerul, pentru că un glas a unui copil, dintr-o biserică unde Hristos este viu, s-a adus o jertfă. Îngerii pot cânta despre har, că pot cânta despre el în cer, dar cât despre har, aceasta numai eu. Un înger nu știe ce e aia lacrimă, un înger nu știe ce e aia suferință, un înger nu știe durere, dar eu care am fost mort în păcatele mele, lovit, atins de flagelul acesta al segmentului celui rău care m-a separat și m-a despărțit de Dumnezeu, m-a izgonit, l-a scos pe om afară, tot el din cer, al doilea Adam, s-a coborât să mă readucă înapoi, să mă reabiliteze prin jertfa lui Hristos, prin sângele lui, prin credința lui și să fiu înapoi pus într-o stare de har, așa cum am fost. S-a dezbrăcat de slava lui. Dacă Domnul mă ajută și va fi hotărât de Domnul, vreau să cânt dacă este cu putință și să rog liderul de cor, dacă aveți cântarea. O Betleem, oraș micuț, cum dormi de liniștit? Îngerul s-a dus în Galileea, în Nazaret. Mica, capitolul 5 cu versetul 1, spune, și tu, Betleeme, măcar că ești una dintre cetățile cele mai mici și neînsemnate, din tine va ieși cel ce avea să conducă, cel ce va aduce pacea și mântuirea. Mica, capitolul 5,
cu versetul 1. Mica, capitolul 5 cu versetul 1. Precizia, toate au fost cronometrate, vă rog să mă ascultați. Cu versetul 2. Și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și al cărui obârșie se va sui până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Îngerul s-a prezentat, a venit la adresa în Galileea, în cetatea Nazaret, a adus salutul și vă rog să observați atitudinea Fecioarei Maria, tulburată foarte mult de cuvintele acestea. Maria se întreba singură, ce putea să însemneze urarea aceasta? Extraordinar! Da, să-i spui tu treaba asta? Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Ce poate să însemneze urarea aceasta? Îngerul îi spune din nou, Maria, nu te teme, pentru că ai primit îndurare înaintea lui Dumnezeu. Iată mesajul, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, căreia vei pune numele Iisus. El va fi mare, va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Vă rog să observați, când vorbește Domnul și se descoperă Dumnezeu prin înger, prin vis, prin vedenie, prin Duhul Sfânt, prin descoperire, are un început și are un sfârșit. Nu mă pune în balans. Nu mă mai duc și la prorocul ălalt să mai vorbească și până la, și până la sau printr-o lucrare de insistență ca să pot să văd, mă, nu a fost asta ceva? Nu. Maria a crezut și a fost foarte, foarte bine încredințată că această prezență acestui înger avea ca să-i ducă o veste. Vă rog să fiți foarte atenți. Care este vestea? Și primul lucru, nu te teme. Când mâine seară vom vedea pe câmpiile Betleemului ori stat păstorii și vegheau, spune Scriptura, că dintr-o dată s-au adunat un cor de îngeri, da? Și au onorat venirea celui care să aducă mântuirea, să se împlinească deja. Și spune Scriptura că s-a prezentat un înger și a zis, nu vă temeți! Întotdeauna când are întâlnirea lui Dumnezeu cu ființa umană, cu omul, apare această atenționare de a nu se teme, de a nu cădea în deznădejde, de a se înfășura într-o frică extraordinară. De ce? Pentru că înaintea lui Dumnezeu, omul, ființa umană, nu poate să stea. Moise, pe munte, vede slava lui Dumnezeu. Câți n-am vrea să fim și noi ca Moise, să mai intrăm și noi din când acolo, să-L vedem pe Dumnezeu așa. Dar el a fost sfânt, el a fost la locul lui, s-a temut de Dumnezeu și a ascultat sfatul lui. Și acum, vă rog, observați istoria, cum are loc. Acum vine Dumnezeu la noi prin Hristos pe pământ și prin puterea cuvântului lui care ține toate lucrurile. Oamenii au avut harul să-L vadă față în față, să pună mâna cu el, pe El, prin puterea Lui, să-L vadă pe Cel care avea, să-i spună lui Lazar, ieși afară. Orbu să vadă, s-au plecat o făcutină pe loc. Săracilor să le propovădească Evanghelia. Tir, Sidon, Capadocia, Bitinia, Horazim, din toate cetățile, veneau la el.
Era Dumnezeu întrupat, care prin cuvintele Lui vindecă, mângâie, salvează, mântuiește. Da, vreau, fii vindecat. În seara aceasta mă rog, în numele Lui Iisus Hristos, la sfârșitul predicii mele, să spun din toată inima, Domnul Iisus să privească spre noi cu milă și îndurare. Și îndurarea Lui și binecuvântarea Lui să fie peste noi. S-a dezbrăcat și s-a întrupat ca să vină să locuiască. Semnul că El avea să-i spună acestei tinere fete, nu te teme. Păi cum să face lucrul acesta? Păi eu sunt logodită. Cum să face lucrul acesta? Fiindcă eu nu știu de bărbat. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Câte tinere fecioare, creștine, credincioase, își păstrează onorabila lor puritate. Dumnezeu se proslăvește și se coboară și dă harul Lui peste lucrarea pe care o are. Nu a fost ușor. Ce fac? Păi în Israel era o rușine potrivit cărții Exodul și Levitic. Iosif avea să-i spună, păi cum? Noi am încheiat o relație de amiciție, de prietenie și tu trădezi ceea ce eu ți-am declarat cu gura mea. Maria era terminată, ba mai mult de atât o aștepta afară din cetate, împroșcarea cu pietre. Era terminată. Doamne, te rugăm, binecuvântă tot tineretul, tinerii, să se păstreze curați și să rămână curați înaintea Domnului, pentru ca binecuvântarea să-i însoțească. Și intervine Duhul Sfânt. Să nu cumva să stai în dubii. Ceea ce se va întâmpla cu tine, ceea ce va avea loc, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți. Duhul Sfânt, de la Genesa capitolul 1 cu versetul 2 și în toată istoria omenirii, Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, are o mare, mare acțiune în planul de împlinire a lui Dumnezeu cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos în lume. De aceea să avem grijă, nimeni nu poate spune Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, da, este acela care te va umbri și ce se va naște din tine va fi nu altceva decât de la Duhul Sfânt. Maria, vă rog să rețineți atitudinea ei în momentul când i-a spus. Iată, Luca, capitolul 1, versetul 38. Maria a zis, iată, roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat. Ferice de cei ce ascultă, păzesc și împlinesc cuvintele scrise în cartea lui. Domnul vorbește. I-a vorbit acestei tinere fete, da? Și spune Scriptura, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cum ai spus. Niciodată să nu comentăm, niciodată să nu întoarcem spatele, niciodată să nu cumva să ne îndoim de ceea ce vorbește Scriptura și descoperirea
de ceea ce ne vorbește Domnul. O atitudine extraordinară, smerită, ascultătoare. Facă-mi-se după cum i-ai spus. Ajută-ne în seara aceasta să facem tot ce ne-ai spus. Adică să te respectăm, să te cinstim, să credem că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și să-ți facem voia Ta în vecii vecilor. Amin. Cântam foarte frecvent cântarea "Sunt aici, la dispoziția Ta". Maria a spus lucrul acesta: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvântul Tău. Oare ce diferență este între ce a spus Maria și între ce cântăm noi? Este vreo diferență? Dumnezeu s-a folosit de Maria, dar de noi se folosește Dumnezeu? Și dacă nu se folosește în modul și felul în care dorim noi și am dorit noi să simțim, să vedem, să relaționăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră, ce motive sunt la mijloc? Îmi place foarte mult să observ viața oamenilor care așteptau pe Domnul nostru Iisus Hristos. Duminica trecută ni se vorbea despre Simeon, bătrânul, care aștepta. Mi-ar face plăcere să vorbim și despre Zaharia, care aștepta, dar în seara aceasta putem vorbi despre Maria, care în versetul 54 spunea că Domnul a venit în ajutorul lui poporului său Israel și și-a adus aminte de îndurarea sa cum făgăduise părinților noștri. Adică ea cunoștea făgăduințele lui Dumnezeu și aștepta împlinirea lor. Era o femeie, fată fecioară, în așteptare. Nu contează vârsta. S-a vorbit despre Simeon, bătrânul. Zaharia era și el înaintat în vârstă. Ni s-a amintit despre Iosif din Arimatea, despre care se spune tot în cuvântul lui Dumnezeu că și el aștepta mângâierea lui Israel și el aștepta arătarea împărăției lui Dumnezeu, expresia biblică, și mulți alții. Dar vedeți că și între ei și bătrâni și jumătatea vârstei, dar și tinere sau tineri, așteptau pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ce făcea în așteptare? Sigur, nu mai rămâne timp. Dar vă rog să vă gândiți la cel puțin câteva aspecte care le pot enumera doar. În primul rând, aștepta într-o pregătire după voia lui Dumnezeu. Când zicem noi: Doamne, sunt aici la dispoziția Ta, cum sunt aici? Maria a fost o fecioară. Se spunea în seara aceasta, expresia fecioriei înseamnă curăție, sfințire, neprihănire, puritate. Așteptăm noi așa pe Domnul nostru Iisus Hristos? În al doilea rând, Maria aștepta pe Domnul și aștepta arătarea sau împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu într-o relație bună cu Dumnezeu. Îngerul confirmă: Domnul este cu tine. Domnul este cu tine. Nu este un lucru mare aceasta? Să o recunoască nu oamenii, până și îngerii lui Dumnezeu, că Dumnezeu este cu tine. O relație bună cu Dumnezeu. Domnul este cu tine și în al doilea rând, tu ești o binecuvântată, îi se adresează îngerul. Nu există decât două categorii de oameni, ori sub blestem în Adam, ori sub binecuvântare în Hristos. Relația cu Dumnezeu înseamnă a fi sub binecuvântarea lui Hristos, a ieși de sub blestemul adamic, a firii pământești, a naturii noastre umane și a fi binecuvântați.
Nu numai atât, în al treilea rând, relația cu Dumnezeu bună implica harul care Dumnezeu îl face și nu unul mai mic, unul mare, mare. În al patrulea rând, femeia aceasta aștepta sau primea, accepta harul lui Dumnezeu care în cazul ei i-a adus tulburare. Noi, când zicem harul lui Dumnezeu care îl dorim, ne gândim la pace, la bucurie, la succes, ne gândim la părtășii frumoase, ne gândim la realizări spirituale și atâtea și atâtea alte lucruri. La Filipeni le spune Apostolul Pavel, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți, dar și să pătimiți pentru Hristos. Și a pătimi pentru Hristos înseamnă har. Și femeia aceasta, Maria, a primit un har care i-a dus o tulburare. Nimănui în istoria omenirii până atunci nu i s-a mai spus că va rămâne însărcinată și nu știe de unde, n-are cunoștință de bărbat, pentru că trebuia să se împlinească profeția din Cartea Genesei, despre care ne spunea în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu prin fratele Vasile. Singurul venit pe pământul nostru, în lumea noastră, a fost Domnul Iisus, care a venit nu din sămânța bărbatului, ci din sămânța femeii. Priviți diferența aceasta. Este o diferență unică. Nimeni în lumea noastră n-a mai venit prin sămânța femeii decât Iisus Hristos. De aceea, El este făgăduința lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Oricare au fost reformatorii spirituali mai târziu sau profeții care, în ghilimele, aduc pentru alte națiuni, alte religii, aduc mântuire, ceea ce nu există. După făgăduința lui Dumnezeu nu putea fi mântuirea decât prin unul singur și acela venit prin sămânța femeii. A fost unicul, Iisus Hristos, Domnul nostru. El merită să îi se aducă laudă și slavă. Omul care așteaptă pe Iisus și vrea să fie la dispoziția lui Dumnezeu, acceptă, chiar în defavoarea lui, chiar eliminând frica sau rușinea sau urmările care putea să fie pentru o fecioară care era însărcinată înainte de a se căsători. Închipuiți-vă, în ce circumstanțe se afla Maria când a trebuit să spună lui Dumnezeu în fața îngerului, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvântul Tău. Doamne, ajută-ne să înțelegem că a fi la dispoziția lui Dumnezeu în așteptare, trebuie să fim într-o pregătire spirituală după voia lui Dumnezeu, într-o relație bună cu Dumnezeu, acceptând harul lui în ciuda circumstanțelor prin care ne trece harul acesta, ca în cele din urmă să spunem, Doamne, sunt aici, fă ce vrei cu mine. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, rugându-L ca harul lui, îndurarea și pacea lui să fie peste noi și la casele noastre, să ne binecuvinteze, să ne întărească, să ne ridice spiritual în fiecare zi, să ne ajute să fim gata pentru a împlini voia Lui în toate lucrurile. Apoi mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Amin.
Am făcut anunțurile înainte, totuși mai trebuie să mai facem câteva. Nu uităm, pe data de 13 ianuarie este nunta sorei Elisa cu... nu-mi vine în minte acum numele de la frații baptiști. Domnul să-i binecuvinteze și să nu uităm, în holul bisericii se află ei, să le dăm răspunsul cu privire la participarea la nuntă sau nu. Domnul să-i binecuvinteze. Să nu uităm revista Cuvântul Adevărului și Sămânța, la care încă nu s-a dat răspuns. Fratele Ghiță Cornea așteaptă răspunsul acesta. Mâine ziua, rețineți pentru cei care au copii la corul de copii, mâine de la ora 10 la ora 11 și jumătate are repetiție corul de copii. Domnul să binecuvinteze părinții care se sacrifică în scopul acesta, să-i aducă la repetiție ca să poată cânta pentru slava Domnului. Cu acea